Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu domnul profesor Teodor Mergea, directorul Colegiului Tehnic numărul 2 Târgu Jiu, da, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație și, într-adevăr, în noul sediu al dumneavoastră sunt pentru prima dată prezent și mă bucur. Să sperăm că mai reveniți în spațiile editoriale. Mulțumesc și să spunem și un Hristos a înviat tuturor telespectatorilor și Paștele cu multă bucurie. Adevărat a înviat, ca să răspund în numele telespectatorilor. O să-i rog pe colegii din regie să găsească și burtiera. Între timp, discuția de astăzi, am vrut să o centrăm pe probleme importante, a spune, legate de învățământ. Dumneavoastră reprezentați unul dintre cele mai importante licee tehnologice din Gorj. Tocmai de aceea am vrut să vă provoc în această seară la o discuție despre învățământul tehnologic în fața unor mari provocări. Bineînțeles, nu vom neglija și alte subiecte, mai ales că chiar dacă conduceți un liceu tehnologic, dumneavoastră sunteți partea umanistă a conducerii și vom vorbi și despre istorie și eterna problemă a numărului de ore și multe, multe altele. Așteptăm de la telespectatori SMS-uri cu întrebări, cu diverse păreri legate de emisiunea noastră, așa cum am făcut și altă dată. De unde am putea să înceapă discuția noastră? Am o, să spunem așa, și cu siguranță telespectatorii au văzut de multe ori această situație sau s-au confruntat cu această situație. Deși vedem zi de zi că începem să nu mai avem meseriași pe diverse domenii, căutăm cu lumânarea de multe ori, nu ne trezim să facem un efort să avem meseria și aceștia să-i pregătim în învățământul nostru. Dăm totul pe școală, că școala e de vină că nu pregătește nu știu ce, dar, și îmi spuneați mai devreme în emisiune, mărturisesc că nu știam, înainte de a începe emisiunea, mărturisesc că nu știam, noastră sunteți și, sau moștenitorii unei tradiții pe construcții foarte importante. Noi acum suntem în situația în Gorj în care domeniul acesta de construcții nu prinde. Da, așa cum este. Mi se pare această situație, ca să începem de aici? Mi se pare o situație anormală, pentru că de mulți ani în Gorj și în special în Târgu Jiu am avut clase cu specific construcții. Iar și inclusiv la noi în liceu a fost acest profil, iar acum 2 ani am încercat din nou să continuăm specializarea respectivă, însă nu s-au înscris decât doi elevi din tot județul pentru acest domeniu al construcțiilor, în condițiile în care, cum a spus și dumneavoastră, știe o țară întreagă, acest domeniu al construcțiilor a mers și va merge permanent în țara. Se lucrează, se ridică diverse lucruri. Se ridică, vedem, domne, treci, vezi o casă, două, trei, nu mai vedem blocuri, într-adevăr, ca pe vremurile apuse, când la câteva luni mai apăreau unul, două, trei sau mai multe blocuri într-un oraș. Dar cu toate acestea, este, consider eu, o mare nevoie de meseriași adevărați, nu de cei care se dau ei în construcții. Că acum, dacă și toată noi... Toată lumea se pricepe. Da, toată lumea se pricepe, nu zice nimeni că nu se pricepe să ridice o casă de jos, de la temelie și până la acoperiș și cu toate, da, cum spuneam, facilite. E nevoie și de meseriașul ăla care să știe să facă. Una e să înveți după urechi sau din mână în mână și alta e să... În orice caz, să faci acele, să aprofundezi acea meserie. Unele lucruri nu se pot face decât de meseriași. Așa este, deci aveți perfectă dreptate, dar din păcate tineretul fuge de acest domeniu la noi, dar și la liceul de tradiție în construcții, liceul numărul 4 înainte, acum Ion Mincu, cum colegiul Ion Mincu cum îi spune, copiii refuză să mai vină în acest... Pe domeniul construcții. Ciudat. Dar de fapt, asta, cu asta am vrut să vă provoc, că aici e problema.
știm, în fiecare an la admitere, toți părinții merg cu copiii, adică trag de multe ori de ei, să-i ducă, se completează sau e concurență destul de mare pe colegiile naționale. Da. Când ajungem la învățământul tehnologic, vin ăia care, să spunem așa, au o șansă redusă, că n-au medie de învățământul celălalt, de liceu celălalt, sau mai puțin încă, convinși că le trebuie o meserie, că le trebuie o calificare pe învățământ tehnologic liceal sau pe învățământ profesional. Da. De ce? Vi se pare că e în continuare tratată ca o cenușăreasă tratată acest domeniu în condițiile în care, spuneam, e nevoie de el. Deci, de fapt, acest învățământ ne duce ca societate mai departe pentru că avem nevoie în toate structurile. Eu consider că, în primul rând, părinții sunt de vină pentru coordonarea copiilor dânșilor spre ce licee vor merge sau spre școli profesionale, că de ce să nu recunoaștem, de 2-3 ani de zile și-au făcut din nou reapariția școlile profesionale în județul nostru, pentru că de câțiva ani se desfințaseră. Și părinții optează, în primul rând, când e vorba copiii să fie direcționați spre anumite specializări, profile și așa mai departe. Zic, domne, mai bine ne ducem la un liceu teoretic sau un liceu de cultură generală, cum vrem noi să numim, decât să mergem la un liceu tehnic. Știți, acolo la tehnic copilul trebuie să muncească, trebuie să... Nu e ca acolo când stai la masă și butonezi sau eu știu ce faci, dacă e vorba de partea informatică, unde optează foarte mulți tineri la liceele acestea de cultură generală și au într-adevăr mai multe clase, dar când e vorba, după ce ai absolvit liceul, ai terminat, să nu găsești de muncă, asta este, nu, din mii de absolvenți într-un an școlar, la sfârșitul unui an școlar, nu știu câte sute se pot angaja. Da, am avut recent exemplu celor firmelor, că zic că sunt mai multe care lucrează la refacerea stadionului și care s-au confruntat cu deci să nu găsească oameni, nu numai oameni calificați, le trebuiau macaragii, să zicem, dar nici din ceilalți n-au prea găsit aici la Târgu Jiu cu care să lucreze, a trebuit să aducă muncitori din Ungaria. Da. Din ce am văzut. Din păcate. Și ce vreau să vă mai spun, o specializare care este destul de căutată în țară și în străinătate, și aici vin și cu exemplu ca să vă conving, este cea de sudor. La ora actuală, numărul sudorilor, să luăm Gorj, să nu ne ducem mai mult de județul nostru, este destul de mic, pentru că în ultimii ani au refuzat pur și simplu să mai facă, să meargă spre această specializare. Acum 2 ani de zile, noi am încercat prin școala profesională să școlarizăm o asemenea clasă. 2 s-au înscris. 2 elevi. Bine, acum 2 ani chiar a fost învățământul profesional, a fost un eșec la Gorj, a avut foarte puțin înscriși. Da, dar anul trecut parcă s-a revigorat puțin. Vorbim că vă spun aici și noi am avut această șansă cu revigorarea și într-adevăr am ales și specializările care se impun pe piața muncii și se impun, atenție, copiii pot să se angajeze, din câte am discutat eu cu firmele respective care unde fac practică, se pot angaja și în perioada de vară, de vacanțe. Copiii au 3 luni de vacanță, dacă 2 se angajează, eu zic că e destul de bine. Câștigă experiență și un bănuț acolo care nu este. Și deci nu sunt elevi care să meargă spre această specializare de sudură și acum exact 2 ani, AJOFM a școlarizat pe un program din acesta al dânșilor 25, o grupă, cum sunt dânși, pentru sudură. Au făcut la noi, într-adevăr, atât partea teoretică cât și practică, pentru că noi avem și, dotările necesare, din fericire, dotările necesare,
pentru practică și în toamnă, au terminat, 3 luni de zile au făcut, vara până toamna, au terminat această specializare și 4 dintre cei care au absolvit au fost angajați în Germania cu salarii de peste între 2000-2500 de euro pe lună. Adică, apropo de șefii liceului de dumneavoastră și cu cei de la JOFM, n-adună toți într-o lună salariul care da. Le-a acest muncitor calificat asta în 3 luni. Asta e realitatea, știți? Și asta am fost... Și vreau să vă spun că ne-au și sunat cei 4 care au fost angajați, ne-au trimis și scrisori de mulțumire pentru că au reușit să se angajeze atât de repede. Deci în maxim 2 luni după ce au terminat cursul respectiv, și e un curs, nu durează ani de zile, au putut să fie angajați și vreau să vă spun că atunci când au început ei practica la noi, nu știau foarte multe despre acest domeniu al sudurii, dar sunt meserii care se caută și ele ar trebui să fie căutate de către tineri. De multe ori, cum spuneați, greșesc părinții care au principiul acela, dacă eu am avut sapa, copilul să aibă mapa, dar de multe ori copilul poate nu are, să zicem, genele necesare pentru o altă întâlnicire. De multe ori poate le-ar place să facă acest lucru, dar nu sunt lăsați de părinți. Problema aceasta a opticii părinților, a mentalității aceea că nu, că la învățământul profesional merg cei mai slab sau cei care nu fac față dincolo, ar trebui să se mai păstreze? Nu. Pentru că în vest lucrurile nu prea stau așa. Nu, în niciun caz nu ar trebui să se păstreze această optică pe care o avem noi români, în general. Și ar trebui să mergem spre alte domenii care se caută la ora actuală și apropo și imediat revin, apropo de țările din Europa Occidentală, am avut privilegiu de a merge în câteva pe proiectele care le-am implementat în liceul nostru și de care o să mai vorbim în parcursul emisiunii. Da, doar vreau să vă spun că am văzut și am cunoscut cum se face la dânsii și partea teoretică și partea practică și e de mare, mare calibru cum se procedează acolo. Iar am întrebat, că vă dați seama, dintr-o clasă de profesională, după 3 ani când termină, cam jumătate sau mai mult de jumătate sunt angajați de firme de renume. În Franța, vă dau un exemplu, firmele acestea, că e Renault, că e Citroenul, ei caută copii să-i școlarizeze și să învețe bine, carte foarte bine și parte practică și teoretică, ca atunci când termină să-i poată angaja. Nu știți la noi, domne, căutăm sau nu, ei știu sigur pe cine angajează. Și referitor la noi, din fericire, noi știm că aceste școli profesionale s-au reintrodus în țara noastră și cam de 2 ani, ele de 3 ani s-au introdus, dar foarte puțin. Primul an a fost practic ratat. Da, atunci puține clase au reușit să se formeze la nivelul județului, într al doilea ce și ce, iar anul trecut să știți că destul de multe licee tehnice am reușit să formăm clase din acestea de școală profesională, iar colegiul nostru a reușit să formeze 2 clase. Pot și spune, dacă nu e un secret, avem pe mecanică auto și pe ospătari, domenii, unul pentru băieți și altul mai mult pentru fete, iar elevii le-am format din vară, fără niciun, nu a mai trebuit toamna să mai alergăm după elevi, că știți cum se proceda, iar elevii s-au dovedit conștiincioși și interesați destul de mult, pentru că atunci când au mers în practică
lor de pe semestrul întâi. Am făcut-o înainte de sărbătorile de iarnă, am programat-o. Am reușit să încheiem cu, să zicem, firme puternice din Gorj, domeniul auto e Laser Service, care... Da, da, încercăm să evităm. Să numele, evităm, da. Nu dăm nicio problemă, dar da, e una dintre cele mai puternice firme în domeniu. Da, da. Și acolo copiii le-a și plăcut, au fost direct interesați, am mers de câteva ori, 2 săptămâni au făcut ei, și cei de acolo, am discutat și cu director și cu alte, îi cunoaștem și noi și erau foarte, foarte mulțumiți de ei și au zis, domne, dacă continuă așa, probabil unii când termină, unii vor fi angajați la noi. În partea cealaltă a fetelor au mers, v-am spus, pe această calificare de ospătar, iar la nivelul orașului nostru, Târgu Jiu, a reușit să îi ducem în practică la, poate să zicem, cea mai renumită firmă, da, din oraș, și acolo toți au făcut practica și au fost, le-a plăcut foarte, foarte mult și am zis noi că semestrul al doilea vor face cele 3 săptămâni cât mai au, că au 5 de toate, le vor face la sfârșitul anului școlar, la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, și vor atunci, probabil e perioada cea mai reușită pentru ei. Da, probabil în aceeași locație unde, da, în aceeași... foarte căutată din Târgu Jiu. Da, este, da. Da. Ce vreau să subliniez acest lucru. Iată că se poate și de multe ori se face acest lucru. Am discutat și cu alți invitați de-a lungul anilor, însă e un lucru, să zicem că vreți să faceți unul dintre profilele dumneavoastră, neapărat la profesional care, sau la liceu, dar care trebuie să facă și partea de practică, la nu știu ce firmă din oraș. Și agentul economic, care nu e prea mare și știm cum o duc firmele în ziua de astăzi, trebuie să se blocheze efectiv ca să poată să meargă, nu știu, 20-25 de copii, să, da, zicem, doar o clasă. 27 avem la, așa, o clasă, deci ca să facă, destul, da, de mulți. Da, ca să facă practica respectivă. Iar firma respectivă practic nu câștigă nimic. Eventual, viitor salariați dacă va fi nevoie de ei. Ori aici cred că ar fi și problema. O lege, cred că ar trebui schimbată cumva legislația, pentru că cei de afară, firmele unde se face practică, sunt scutite de anumite impozite, primesc chiar anumite subvenții, ceva de genul ăsta, ca să meargă, deci câștigă și firma respectivă ceva, deci că o interesez partenerul. S-a vorbit și la noi în România în ultimii ani că s-ar face ceva pe acest domeniu, practic nu s-a mișcat niciun, absolut nimic. N-am deci, auzit de nicio, da, lege pe, în acest domeniu. Relația pe care o aveți cu firma, cu firmele respective, este în special a managerilor care vă interesați ăsta, da, sau eventual, să zicem că sunt și ei într-o situație și cer neapărat un anumit domeniu, o anumită calificare. Dar încolo nu există acest ăsta să fie o cointeresare a agentului privat. Și de aici probabil și rezultatele. Iar dotările dumneavoastră, din ce mi-a spus, sunteți în situația fericită că mai aveți dotările pe care le-ați avut sau altele pe care le-ați obținut în ultimii ani. Sunt multe licee, din păcate, care au pierdut dotările care le aveau sau nici alte, sau acelea s-au învechit atât de mult încât nu mai fac față cerințelor. Apropo de aceasta, aveți perfectă dreptate. Dotările, vă dați seama, unele sunt de 30-40 de ani, nu? Sau, da, cum liceul nostru împlinește 50 de ani peste exact o lună. Vă dați la seama, mulți ani de pe acum, iată, la avanpremieră. Mulțumim și noi vă invităm încă de pe acum să fiți prezenți la, eu știu, festivitatea care va fi organizată, că e normal după 50 de ani să organizăm o festivitate mai aparte așa. Da, e o aniversare frumoasă, e, da, și cred că va fi o... Da, fi noi acolo. Noi, da, lucrăm, da, mulțumim. Noi lucrăm de vreo 2-3 luni
la această activitate, că nu poți, domne, într-o săptămână să organizezi totul, că altfel nu iese ceea ce ți-e propui. Și nu vă întâlniți decât o singură dată cu aniversarea de 50 de ani. Da, da, e și bineînțeles asta. Că după aceea, până la 100, nu se știe dacă noi o mai prindem, care o organizăm asta, acum, nu în calitatea noastră, niciun caz, dar știți, măcar 50 de ani sunt mulți. De pensionar sau da, tot, da. Tot ar fi ceva. Și, într-adevăr, deci, cum ați spus, nu există, din câte știu eu, o legislație la nivel național care să-i ajute pe administratorii de firme în ceea ce privește acești tineri să facă practica. M-aș bucura dacă ar exista sau dacă nu există. V-am spus, eu nu știu să fie, nu am cunoștințe, dacă în scurt timp s-ar lua măsuri ca să se elaboreze o asemenea legislație. Iar elevii fac practică când sunt și mai mulți la un administrator, numai dacă, eu știu, managerul sau profesorii din colegiul, liceul respectiv cunosc personalitățile respective ca să poată să-i ducă în practica respectivă. Și vreau să vă spun că managerul, unul dintre managerii respectivi, ne-a cerut să mai școlarizăm și în anul următor, pe lângă aceasta, profesie, meserie de ospătar, dacă se poate și de bucătar, dacă se poate, adică are nevoie. Și a zis că fără probleme și patiser și zicea, domne, dacă așa eu îi iau pe toți la mine să facă practica. Ceea ce greu găsești nu, pe cineva să se implice în activitățile acestea destul de multe. Da, adică să ceară el da. Acest lucru. Că doar, știți, de multe ori umbli pe la mai mult și unii te refuză din start, nu ți-a nici măcar 2-3 elevi să facă practică. Da, ne-am întins puțin pe acest subiect, dar asta am vrut să și subliniez până la urmă, că învățământul tehnologic nu ar trebui să fie o cenușăreasă. Ba din contră, în toată Uniunea Europeană, din care facem și noi parte, învățământul tehnologic ocupă uneori chiar 2/3 din totalul învățământului liceal, 2/3 se duce spre tehnologic și învățământ profesional. Este procentul în Uniunea Europeană. Da, așa ar trebui să fie. Țările dezvoltate. Da. La noi suntem în situația, dacă m-am uitat pe niște statistici, mă refer la Gorj acum, suntem aproape de 50% cu învățământul celălalt. Deci, practic, suntem la paritate, nu știu, e 52-48 sau ceva. Undeva de aceste. Undeva aceea, da. În jur de 50. Da. Ceea ce mi se pare pentru învățământul teoretic extrem de mult. În același timp, mi se pare o pondere redusă pentru învățământul tehnologic. Avem explicațiile, avem și faptul că economia, industria gorjeană s-a cam dus pe apa sâmbetei din în păcate. Ultimii 25 de ani, da? Dar cu toate acestea nu e normal să nu încercăm să privim spre viitor, pentru că la un moment dat va trebui să mai facem, e adevărat, vânzătorii și toate celelalte, suntem clienții supermarketurilor, dar la un moment dat va trebui să mai producem și noi ceva, ca să avem cu ce cumpăra alte lucruri. Da, așa este, și dacă noi, fiind profesorii și de ce specializare amândoi, știm foarte bine cum stăm la ora actuală în ceea ce privește și învățământul de cultură generală și cel de tehnic. Este, eu lucrând într-un colegiu destul de mare, eu zic la nivelul municipiului și al județului, deci unul dintre liceele mari, știu foarte, foarte bine cum stăm cu necesarul de elevi. În ultima perioadă a tot scăzut numărul și ei se îndreaptă mai mult spre liceele acestea de cultură generală. Cred că dacă ar fi posturi, locuri, numai pentru cele de cultură generală, noi nu știu câți am mai reușit să formăm pentru învățământul tehnic, din păcate.
Aici e o din mare, păcate. E o mare problemă. Mă refer nu la școlile profesionale. Mă refer la, la licee. La liceu, unde acolo, noi vă și spun că doar nu e un secret, noi avem în special, acum a rămas cu specializările pe tehnic, pe electronic automatizări, mecanic și electromecanic. Altele... Meserii necesare până la urmă pe piața. Foarte necesare, dar din păcate... Nu prea căutate, bănuiesc. Din păcate, da. Dar e nevoie, indiferent ce face de la complexul energetic Oltenia și până la nu știu care altă întreprindere care să facă și industrie ceva de natură industrial, cu siguranță are nevoie de meseriile respective. Da. Sigur că da. Din păcate, vă spuneam, se întâmplă acest rău, poate lucrurile se vor mai corecta. Vorbeați mai devreme și sunteți unul dintre liceele care conduceți unul dintre liceele care au avut foarte multe ieșiri în Europa, foarte multe proiecte cu fonduri europene. Ce ați văzut acolo? Care este experiența europeană? Ce am putea noi să luăm de la ei să ne dezvoltăm și noi? Da, am fost în aceste proiecte europene, unul am fost eu, deci ca manager, și a țara a fost Franța, și am văzut 5 licee acolo, 2 de cultură generală și 3 tehnice. Când în 2014, în decembrie, am fost o săptămână, am câștigat, deci din țară singurul reprezentant al țării, am fost de fapt 5 țări latinofone, cum ar veni, din cele 5 de țări latine din Europa. Latine, da. Și acolo am văzut, nu mai discutăm de cele de cultură generală, care au în general orientarea se menține și la noi, nu putem spune. Dar cele de tehnice, acolo am rămas, știți, un pic blocați când am văzut cum se lucrează la dânsii. Am văzut și clase de liceu și clase de școală profesională. Și vă dau un exemplu la un liceu din acesta unde specializarea era mecanic, auto. Și că era electric, era parte mecanică. Aveau acolo un atelier de milioane de euro. Da. Și da, ce să vă spun, era atât de mare, depășea toate atelierele noastre de la liceul nostru și dumneavoastră știți că avem și sunt noi destul de mari, cele mai mari din județ. Da, da. Și cu toate acestea le depășeau, iar elevii lucrau acolo partea practică doar cu inginerii. Deci nu aveau maestru. De maestru. Nu exista de maestru. Maestru, noțiunea de maestru, făceau partea practică pe calculatoare, aveau, am uitat și eu de ce să nu zic, tot ceea ce li se cerea, portofolii, deci și stufos un portofoliu la un elev obișnuit. Probabil nici nu știau că ne ducem, că nu au fost anunțați dinainte. Le aveau cu ei, lucrau pe calculator și apoi preluau maestrii, inginerii și le arătau ce au de făcut, să zicem, la o mașină, de la cele mai mici elemente până la motoare și așa. Deci aveau absolut tot, îi învățau. A rămas... Deci aveau ce să vadă în primul rând și ca experiență, dar până la urmă... ca diferență, că ați putut să compara, să spunem așa, ați interacționat cu elevii respectivi. Sunt ei, și mă refer aici la învățământul tehnologic, mai bine pregătiți decât cei de la noi, tot cam la fel? În primul rând sunt mult mai interesați. Da, interesant chiar. Mult mai interesați pentru că am discutat de la începând cu conducerea liceelor de acolo, dar și cu inginerii, cu profesorii, și ni s-a transmis că atunci când vor finaliza școala, vor fi angajați, ziceau ei, mai mult de jumătate din clasa respectivă de firme cu tradiție în domeniul auto.
să nu mai dau exemple. Da, da. Foarte important acest lucru. Da, și da, i-am văzut, domne, ei acolo lucrau pe o anumită, un anumit domeniu din auto și învățau, aveau timp să învețe și interes. Nu, dar la noi, dacă să zicem ar fi pe clasele de profesional acum, că tot am trecut la învățământ profesional, dacă ar ști că, de exemplu, o clasă profesională este la 25, ceva de genul. 25. Dar dacă aș ști că primii 10 sau primii 15, că să nu luăm idealul de toți 25, pot fi angajați, deci primii 15 vor fi angajați de firma cutare, ar fi probabil alte emulații și în rândul părinților dacă am avea asemenea contracte, dar din păcate economia noastră nu prea poate oferi asemenea soluții. Pe de altă parte, cum spuneam, sunt meserii însă că mulți de la noi încă de pe băncile liceului spună, păi să termin eu clasa 12-a, dacă o mai termină, că de multe ori nu-și face problema să dea bacalaureatul, nu să mai intre în el, că plec afară. Mă duc, bineînțeles, el aici în țară poate a fost, să zicem, la electronică, la matematică, informatică și dincolo, nu știu, face pe ospătarul necalificat prin nu știu ce restaurant sau ce spălătorul de vase. Dar cu toate acestea se descurcă. Deci aici cred că ar fi o mare, că aceste calificări care se caută și spuneați dumneavoastră, deja aveți o experiență pozitivă în acest domeniu, ele sunt căutate atât în România, dar sunt și afară și multe vor folosi, le ajută și aceste acte de calificare care le fac la aici ca să meargă mai departe. Aveam o experiență, îmi spunea cineva, a terminat la Rovinari cu ani în urmă, o specializare de electromecanic sau ceva de acest gen. Da, avem și noi. Pe minerit. A plecat, mai întâi a fost în Polonia unde avea fratele stabilit, căsătorit acolo. S-a angajat în mineritul din Polonia, dar nici acolo nu sunt câinii cu covrigi în coadă și nici salariile bune. Iar de 2 ani lucrează în Germania la o carieră de limbă, zona Cottbus, ceva de genul ăsta, a fost RDG, cred că înfrățită cu noi la un moment dat, da, și în care salariile la ei, deci ia undeva 1600-1700 de euro și a făcut familie acolo și ăsta, dar cu calificat din România. I-a trebuit la un moment dat, a venit în țară și cu acea diplomă de la liceul respectiv a folosit-o și a fost recunoscută în Germania. A fost recunoscută după ce ăia deja îl cunoșteau și l-au recunoscut așa. Nu de la început, adică domnule, am venit, am prezentat diploma, nu. Te rog deci să la ei angajezi, nu diploma lucrează, deci nu. Indiferent că e vorba de învățământ mediu sau superior. Păi da, vedeți, și la noi, deci cei care termină liceul, au absolvit liceul, au cunoștințe. Că dacă n-ar avea cunoștințe, nu ar, nu, când te duci acolo să dai, eu știu, concurs sau ce te pune să faci, n-ai ști. În general, probele practice. Probele practice sau, ei, da. Dacă nu ai fi învățat pe parcursul liceului, n-ai ști. Da, nu. Deci, se poate învăța, mai ales cine vrea, fără doare și poate, se poate învăța meserie și după aceea, dacă nu găsești serviciu să-ți convine salariul la noi în țară, te poți îndrepta spre Europa, că vedeți, acum granițele sunt deschise și nu mai sunt probleme. Apropo, haideți să amintim câteva din proiectele pe care le-ați avut ca liceu în ultimii ani și în care, spunea, ați vizitat, ați spus, Franța și alte țări. Anglia, cred că a fost. Da, în Anglia, acum 2 ani, a fost un proiect pe stagii de practică. O clasă de la noi, domeniul acesta electronică, automatizări, a mers 3 săptămâni de zile să facă practica acolo. Și asta a fost la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Am mers și eu, i-am însoțit cu 2 colege de la noi de la liceu, 15 elevi. Și au fost destul de interesați elevii noștri să facă practica acolo. Au fost preluați de către englezi, nu au făcut cu profesorii noștri și noi doar în anumite momente nu ni se permitea nici zi de zi să mergem la ei. Deci e o rigurozitate, nu așa, domne, vreau eu și eu să-i vizitez. Nu, i-a anunțat, domne, vreau și eu. Da,
Și dacă ne dădeau acordul, noi fără probleme puteam să mergem. Ne întâlneam cu elevii, în schimb, zi de zi, deci după ce terminau cele 6 ore de practică, și la sfârșit i-au pus să facă acolo ceea ce i-au lucrat timp de 3 săptămâni, s-au descurcat foarte bine, le-au dat și certificate și elevii respective erau în clasa 10 atunci, acum sunt într-a 12-a și de atunci ne tot întreabă domnul director când mai mergem dacă nu în Anglia, în altă țară, dar vrem să mai mergem. Poate unii dintre ei vor ajunge că vor lucra afară. Să plece nevânt. Acolo. E posibil. Da. Unul dintre elevii are sora, lucrează acolo, a terminat tot la noi la liceu, a plecat în Anglia, lucrează acolo și a mai fost încă o dată, deci pe cont propriu în Anglia. Și a zis că se mai duce și în vara aceasta. Înseamnă că îi place. Da. Da. Apropo de aceste proiecte, din ce îmi spuneați dumneavoastră când am pus la cale această emisiune, aveți altele, să spunem așa, de vă pregătiți să le dați drumul. Da. Într-adevăr, acum avem un proiect intern cu mai multe licee, un liceu, deocamdată nu vă divulg numele, că nu e un secret, dar după ce semnăm, noi așteptăm, cred că săptămâna viitoare îl semnăm proiectul, 2 licee din Gor suntem, eu și noi și încă unul, și 3 din Valea Jiului. Am reușit, proiectul este, știți, cuprindea atât zona Valea Jiului și zona noastră a Gorjului. Am reușit să... Ce presupune acest proiect? Adică... Este un proiect care... Noi avem 220 de elevi angajați în el și plus părinți. Va dura 7 luni de zile. Este pe vechiul, știți, 2007-2013. Vechea finanțare postru. Da, și se va finaliza până la sfârșitul anului. Iar acest proiect, v-am spus că atunci când semnăm, vă spun toate datele. Mie nu-mi place să mă laud până nu... Dar ca și activități, ce presupune el? Activitățile sunt două specializări vor fi. Strungari, apropo de ce am zis. Iar o meserie extrem de căutată și nu se prea găsit. Ce am zis, strungari și mecanici, electricieni auto. Electricieni, nu mecanici. Deci electricieni auto. Așa vor merge toate cele 5 licee. Da, dacă se face acea fabrică de cabluri, că între timp s-a reînnodat să spunem așa, ideea, se pare că e altă firmă, dar va veni, cu siguranță vor avea nevoie și de electricieni de genul ăsta. Și aici găsești și de lucru. Nu se poate ca în domeniul auto să nu găsești. Vedeți că și noi, mașina, ven și noi și multă lume are. Și ne mai și lasă câteodată. Și pe partea electrică și mecanică. Acum depinde și cum... Nu, mă referam la cei care și le aduc de afară, așa cum sunt de dărâmate și trebuie reparate. Că dacă și de afară ți aduci una și nu e veche și doar... timp scurt a fost folosit acolo, e foarte bună, da. Cu siguranță și mai ales că dacă a fost și la un preț de catalog mare la momentul când a fost nouă, cu siguranță are o anumită calitate. Da, și de aceea, și mai vrem, deci acesta este pe vechiul pozdru și pe nouul pozdru, care se vor deschide de câte am aflat acum, nu știm sigur, în această lună. Bine, depinde că se mai schimbă ministrii, dar asta e altă treabă, în domeniu. Da, am văzut săptămâna trecută s-a schimbat. Din nefericire, din octombrie, noiembrie cred că s-a schimbat, nu, țara noastră n-a primit niciun euro, știți, pe fondurile acestea și atunci n-ai cum să demarezi, nu? Și trebuia să începem din 2014, suntem în 2016, critic, m-aș bucura să înceapă cât de repede, știți? Cu siguranță, noi am luat, să zicem, adoptat această idee cu tehnocrații, care în general sunt foarte căutați afară, dar probabil că
trebuia să aducem niște tehnocrați din altă țară, în sensul să nu fie români, că problema noastră i-am adus din altă țară, dar sunt români. Da, ca și bineînțeles, da, nu, noi avem... Din nefericire, nu, mă refer că... Din nu i-am importat. Da, din perspectiva rezultatelor, pentru că pot să fie și, poate să fie și partea bună până la urmă, dacă fără, ești fără, doar și poate, nu, acum, vedeți, dumneavoastră, nu înseamnă, domne, dacă ești... într-un anumit domeniu ești, vei fi și as. Dacă ajungi ministru sau director sau nu știu ce, vei avea performanțe deosebite. Nu presupune și asta. Știți cum e, apropo de management, unii pot să fie extrem de buni, doctori în domeniul lor, da, recunoscuți științific, nu știu ce, dar în momentul când trec la partea de management să fie un dezastru. Adică să nu poată să conducă o clasă, știți cum avem foarte mulți profesori buni în gimnaziu, în liceu. Să nu-i putem stăpâni, nu? Da, da. E și... din păcate, fiind și director și dumneavoastră, știți, mai există și la noi în învățământ unii profesori puțini care stăpânesc greu. Reușesc să stăpânească greu clase. Da, nu reușesc să se impună în fața... Din păcate, asta este... Sunt și generații puțin mai revoluționare decât erau odinioară. Da. Mai sursele lor de informare sunt altele. Să zicem, partea de răbdare a lor e mult mai redusă și automat trebuie să fii destul de inovativ ca să poți să le captezi. Fără doar și poate, da. Și multă psihologie trebuie să dispunem noi sau o avem stocată. Ca să... Bun, haideți să vorbim pe finalul emisiunii, pe câteva minute care le avem, despre soarta istoriei, pentru că a fost o întreagă dezbatere în ultimile luni, salutară aș putea spune, de la academicieni și până la profesori universitari din domeniul istoric, nu doar din domeniul istoric, care au pus piciorul în pragă să spună, domnule, stai puțin că de istorie e nevoie în continuare, indiferent, apropo că sunteți de la un liceu tehnologic, gimnaziu sau licee de celelalte natură, deci istoria trebuie în continuare să fie o materie importantă pentru că, practic, ne pierdem legătura cu originile dacă abandonăm și această idee. Cum vedeți acest lucru? Cum ați urmărit această problemă? Da, într-adevăr, istoria... În ultima perioadă a tot pierdut teren față de alte discipline. Eu mi-aduc foarte bine aminte, mă apropii de 30 de ani de când lucrez în învățământ. Mulțumesc la fel și când am venit de pe băncile facultății, tot la un liceu industrial am venit și, atenție, predam 2,5 ore pe săptămână. Cum erau? Că, la o clasă. La o clasă. Profil tehnic. Industrial. Așa. Aveam un trimestru și jumătate 3 ore și un trimestru și jumătate 2 ore. Deci 2 ore și jumătate. Acum, din păcate, s-a ajuns la o singură oră pe săptămână, care nu este nici o oră, pentru că la noi este și practică, v-am explicat eu cum este, și sunt în jur de 0,91-0,92 la sută, deci ore per an școlar. Deci aici se vede și importanța dată acestei discipline prin faptul că nu e nici măcar o oră întreagă pe săptămână. Oră. Pentru că nu sunt 36, ar trebui să fie 36 de ore pe an școlar. Și dacă la noi sunt 32 sau 31 sau în fine. Și vorbesc de noi, din păcate sunt și colegii noștri de la liceele acestea unde au profilul filologie, unde nu au ore suficiente. Eu consider că nu au ore suficiente pentru disciplina aceasta istorie. În general, două ore și într-un tot din Târgu Jiu de la un colegiu știu, într-un sigur an acolo au opțional a treia oră. Deci, să zicem, a 9-a, a 10-a, dar nu știu, au o oră, două ore, a 12-a mai au două și într-a 11-a au, nu știu dacă e așa sau nu, trei ore. Consider că cel puțin trei, dacă nu patru ore, ar trebui să aibă de istorie, pentru că istoria este una dintre materiile importante ale fiecărui popor și când vă spun aceasta, am informații sigure, nu vă dau Germania. La liceele tehnice
au 2-3 ore. Deci și dau când dau bacalaureatul, ei încep din iarnă și până în vară, dau la vreo 6-7 materii bacalaureatul, inclusiv la istorie. Și atenție, fiind liceu tehnic. Interesant. Da, profilul tehnic, da. Și noi ce să mai zicem, că dacă, așa cum am spus, la liceele de filologie, specializările de filologie nu au ore suficiente, noi la ce să mai zicem, au mai fost și discuții că s-ar mai reduce numărul de ore, nu știu ce se mai poate reduce la noi, e foarte îndureros, pentru că nici în clasa 12-a, unde noi facem singura clasă istoria națională, pentru că în clasele a 9-a, 10-a și a 11-a nu facem istoria națională, facem istorie universală sau între a 11-a, un amalgam de istorie, de sociologie, de religie, numai istorie nu se poate numi, cam acum 7-8 ani, ni s-a luat, aveam două ore la clasa 12 de istorie și s-a mai luat una și a zis, domne, rămânem cu una, că vă e suficientă să faceți. Nu. Iar tot revenind la Occident, Europa Occidentală nu se predă decât istoria națională. În cei 4 sau 5 ani, că sunt și țări care fac liceele de tehnice, deci fac în 5 ani. Și acum discuțiile vor continua probabil și în perioada următoare, mai ales la partea noastră tehnică. Deocamdată nu se elaborează noile programe. Deocamdată s-a rezolvat la gimnaziu. Mă bucur că s-a rezolvat. Și cumva în bine, dar măcar la clasa 5 s-a câștigat s-au câștigat două ore, ceea ce nu era până în acest... Și era o singură oră, da? Da. Ei, măcar s-a mai câștigat și, să zicem, a 5-a și a 8-a, nu? A 5-a și a 8-a cu două da, ore. Și au rămas a 6-a și a 7-a. Poate pe parcurs să aveți noroc și... Da, avem și câteva mesaje. Unul dintre ele vă spune așa. Mă bucur că l-ați invitat pe domnul director de la liceul 2. E un liceu în care am terminat și eu și un liceu care unde se fac oameni. De da, bine. Mulțumesc pentru cineva mesaj. Vă întreabă, numai puțin, aș vrea să întreb pe invitatul dumneavoastră dacă pentru noi, cei care am terminat cu mulți ani în urmă, aveți post liceale sau altă formă de învățământ pentru calificare. Prin ajă OFM nu ne încadrăm pentru că suntem încadrați în muncă. Da, și m-aș bucura dacă ar veni să fac o asemenea formă, pentru că se face gratis, dacă nu am mai absolvit o altă școală post-liceală. Nu spune, da. Da, deci avem pentru anul școlar viitor, avem de farmacie, avem de asemenea de birotică, adică partea aceasta, de secretariat la ce se referă, de protecția mediului, deci avem trei specializări și poate să vină oricând să se intereseze și să da, se înscrie. Da, între timp a mai venit un mesaj care spune așa, liceele tehnologice au o mare problemă în ziua de astăzi, mai ales în România. Nu știm ce vrem, vom plăti mai târziu faptul că acum nu ne facem specialiști. Da, eu cred că... Corectă poziția. Decontarea va veni mai târziu și așa este. Noi am discutat deja amândoi că, din păcate, părinții direcționează spre alte specializări, prioritatea au alte specializări decât cele tehnice. Da, cu
am ajuns practic la sfârșit, ar mai fost și alte lucruri multe, de vorbit. Multe, foarte multe. Da, mai ales că aveți și acești 50 de ani de istorie și aveți foarte multe de spus. Poate reușim să le abordăm în perioada următoare, pentru că conduceți un liceu interesant și sunt multe lucruri de discutat despre, inclusiv, iată, n-am mai vorbit de examenele naționale, de admitere în liceu. Care ne așteaptă, la, peste da, un an, o lună și ceva, da, deja deci încep practic se primele intră probe. În, da, 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 se intră da, în. Da, cu plăcere eu vă răspund dacă dumneavoastră puteți. Ok, vom vorbi despre asta, vorbim și la aniversare, cu siguranță vor fi și alte lucruri. Sigur. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Da, și eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare. Și noi vă urăm. A fost domnul Teodor Mergea, directorul Colegiului Tehnic numărul 2 Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!